Unul dintre cei mai importanți eroi ai țării, fostul capitan aviator Alexandru Șerbănescu, care a obținut peste 50 de victorii în perioada celui de-al doilea război mondial, a fost omagiat de zeci de foști piloți, militari și chiar de elevi la Muzeul Marinei din Constanța. Sunt piloți de la elicoptere, sunt oameni care au scris istorie. Ce piloți din țările socialiste n-au auzit de regimentul 57 Vânătoare? Ce piloți din NATO nu au auzit de aviatorii de la baza 57 aviației? Cei care au dus renumele aviației române sunt aici în sală și haideți să-i aplaudă. La eveniment au fost invitați și membrii ai Fundației Aviator Alexandru Șerbănescu din București, printre care și Eleonora Arbănaș, nepoata fostului aviator și totodată președintele fundației. Este mai mult o evocare principală a comandantului grupului 9 Vânătoare, respectiv capitanul aviator Alexandru Șerbănescu și, bineînțeles, tuturor camarazilor săi care acum sunt la escadrila din ceruri, fie că au căzut în timpul războiului, fie că ulterior s-au prăpădit. Cu siguranță sunt împreună și noi astăzi aici evocăm la dumneavoastră la Constanța. Totodată la acest eveniment a fost prezentat și volumul omagial adresat lui Alexandru Șerbănescu, apărut anul trecut cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea acestuia. Lucrarea reprezintă o adevărată radiografie a războiului aerian, la care a participat aviația regală română pe frontul de est. În speță este vorba despre activitatea aviatorilor din cele două grupuri de vânătoare, grupul 7 și grupul 9. Ambele grupuri au fost comandate de capitanul aviator erou Alexandru Șerbănescu, asul aviației militare române, cu 47 de victorii aeriene confirmate și 8 victorii aeriene neomologate. Adică avioanele respective au căzut în linii inamice la distanțe foarte mari, încât nu s-au putut fotografia. Capitanul erou Alexandru Șerbănescu este una din marile personalități ale aviației române. El a murit ca un erou în lupta aeriană cu aviația de vânătoare americană pe data de 18 august 1944. Din documentele pe care le-am citit și le-am studiat foarte mulți ani de zile în arhivele militare, există un pasaj într-un raport pe care l-a făcut comandantul grupului 9 Vânătoare, capitanul Șerbănescu, în care chiar spune că ar vrea să plece la cer din avion. Profesorul Valeriu Avram a argumentat și de ce fostul aviator Constantin Cantacuzino, recunoscut ca prințul României cu 68 de victorii aeriene, nu este denumit asul așilor. Prințul Constantin Cantacuzino, care este și el un mare erou și un mare luptător, a făcut tot războiul. Deci e vorba de timp. Capitanul Alexandru Șerbănescu a obținut aceste mari victorii în nici 2 ani. Prințul Cantacuzino a făcut tot războiul, din 1941 până în 1945. A avut timp să acumuleze fără îndoială numărul de victorii. Și el rămâne tot un mare aviator. Interesant e faptul că au fost prieteni foarte buni cei doi mari ași ai aviației militare române și care sunt pomeniți în toate lucrările de specialitate din străinătate, serioase, lucrări serioase. Mă refer la cele apărute în Statele Unite, Marea Britanie sau Germania, în care sunt trecuți la loc de cinste ca fiind mari aviator din al doilea război mondial. Volumul omagial adresat lui Alexandru Șerbănescu cuprinde momente atât din copilăria acestuia, cât și evenimente care l-au consacrat. Criticii au apreciat că acest volum reprezintă mai mult decât o monografie a celebrului aviator, fiind considerat o radiografie a războiului aerian.